Vă rog foarte mult să vă luați locul. Domnul Țurcan, de procedură ceva sau domnul Țurcan, vă rog frumos. Da, mersi mult. În primul rând, domn președinte, deci lipsa, dacă și-au fost, dar eu nu știu ce aveți să vedeți lipsa mea din țară, asta nu înseamnă că eu n-am sursele de informare și nu sunt informat. Asta ca o mic răspuns, ca o replică și totodată poate și ca o glumă. Dar cu serios, ce ține de problemele regulamentare. Deci, în primul rând, eu aș vrea pentru stenogramă ca tot Parlamentul, tot plenul Parlamentului, deci să conștientizeze faptul că acceptarea procedurii care astăzi este propusă de către guvern este nu altceva decât subminarea puterii legislative și prevederilor constituționale, și anume articolul 6, articolului 66 litera H, care expres prevede că atribuția de bază a Parlamentului este adoptarea bugetelor, inclusiv și articolul 131. Și doi, domn președinte, eu aș vrea ca dumneavoastră să dispuneți ca secretarul Parlamentului, în timp de 72 de ore, așa cum prevede regulamentul, să asigure înregistrarea moțiunii de cenzură. Da, vă mulțumesc frumos. Eu la fel îmi cer scuze dacă a fost o remarcă nepotrivită, dar la fel mai mult în glumă, domnul Țurcanu. Și, bineînțeles, rugăm secretariatul, le solicităm ca în aceste trei zile prevăzute de regulament să asigure în așa fel posibilitatea cu anunțurile respective să fie disponibil pentru o eventuală depunere de moțiune de cenzură. Domnul Apolski, îmi cer scuze, aveți ceva de menționat de procedură? Da, mulțumesc, domnul președinte. Eu vroiam să vă rog să uzați de dreptul dumneavoastră în baza articolului 46 să includeți proiectul de lege 139 cu privire la modificarea unui articol din codul electoral. Comisia are raportul, ne-am întâlnit, vă mulțumesc. Da, vă mulțumim frumos. Într-adevăr a fost depus și repartizat deputaților proiectul numărul 139 din 9 aprilie 2015 și se referă la modificarea și completarea articolului 47 din codul electoral. În baza articolului 46 supun votul introducerea în mod neordinar a proiectului de lege în plen. Vă rog frumos să votați. Majoritatea voturilor. Respectiv, proiectul numărul 139 din 9 aprilie 2015 se introduce pe ordinea de zi și îl propun atunci chiar spre examinarea de procedură, domnul Valeriu Munteanu. Munteanu, fracțiunea Partidului Liberal. Domnule președinte, noi suntem deja la ora 3, noi știm că un proverb spune că porcul nu se îngrașă înainte de Crăciun, dar nu se îngrașă nici înainte de Paște. Vreau să ne anunțați și să ne spuneți dacă pe parcursul acestei ședințe mai aveți de gând să uzați de dreptul dumneavoastră pe care îl aveți să introduceți și alte proiecte, pentru că hai puneți-ne în condiții egale. Noi nu știm ce fel de colaci faceți voi acolo la coaliția cu PCRM-ul și trebuie să cunoaștem și noi, pentru că scoateți și alt proiect și altele. Și atunci nu e nici corect și se eludează cumva prevederile constituționale și legale. Mulțumesc. Da, vă mulțumesc frumos, stimate domnule Munteanu, pentru ca să vă puteți într-adevăr planifica timpul cât mai bine în plen și în afara lui. Vă anunț că într-un timp cel mai scurt posibil va fi anunțat o altă pauză pentru convocarea biroului permanent ca să iei decizii și ce ține de un subiect mai de lungă durată, măcinat, dar în sfârșit elaborat, aprobarea delegațiilor parlamentare. Și alte chestii pe care o să le considerăm necesar la timp potrivit. Asta e munca noastră, domnul Munteanu. Plenul Parlamentului. Faceți excepție de alte programe, fiindcă aici e joi și vineri. Vă mulțumesc frumos. În continuare se propune spre examinare proiectul numărul 139 din 9 aprilie 2015. Unul din autori, cine va prezenta, domnul Deliu, vă mulțumesc.